Noi avem o lucrare de investiții de 9 km, care înseamnă, sunt pe 3 tronsoane, care înseamnă strada Megidiei, canalul și drumul de centură. S-a realizat strada Megidiei, urmează decât acum trasată pista de biciclete și suntem pe strada canalului, în care s-au turnat 3 straturi de asfalt. Acum suntem la stratul de uzură. Sperăm că astăzi firma care ne face lucrarea să o facem dintr-o bucată, ca după aceea oamenii și cetățenii să circule pe această stradă în condiții bune. În momentul de față așternem stratul de uzură pe strada canalului, însă lucrează cu 2 eșaloane de așternere asfalt, mașinile de transport asfalt și toată bateria completă. Este închiderea ultimul strat de asfalt. De desubt s-au executat lucrări de reparații a dalelor. Drumul a fost conceput cu dale din beton. Unele dale au cedat. Tasări inegale, s-a procedat la excavarea lor, la completarea cu piatră. Pe acele porțiuni s-au executat 3 straturi de asfalt, însemnând un strat de arobat bituminos de rezistență, un strat de legătură din binder care este covor întreg pe toată strada canalului, iar acum se așterne stratul de uzură. Câte echipe și ce utilaje au fost mobilizate pentru lucrarea aceasta? În momentul de față avem doar pentru strada canalului 2 eșaloane de asfalt complete, ca și oameni, un personal undeva la 35-40 de oameni doar pe strada canalului. Strada canalului făcând parte dintr-un proiect mai amplu, unde se execută lucrări și pe strada de centură, pe drumul de centură, acolo fiind alte echipe care lucrează la terasament, la rigole și la decolmatarea rigolelor existente și la completări pentru celelalte lucrări de preluare a apelor, de ridicarea căminelor în cotă unde este cazul, de poziționarea gaigherelor pentru preluarea apelor. Cu alte cuvinte, aveți mai multe șantiere în care mergeți în paralel în momentul de față, să înțelegeți. Singur șantier, dar care are mai multe puncte de lucru. Când preconizați că veți termina lucrările? În acest sens, ce prevedențele? Păi, în sensul acesta, sperăm ca în cursul zilei de astăzi să ne închidem cu stratul de uzură pe strada canalului, urmând a veni ulterior cu semnalizarea verticală, semne de circulație și marcajele rutiere. Și putem să spunem că s-a finalizat strada canalului, urmând să, în zilele următoare, să procedăm la execuția lucrărilor pe strada pe drumul de centură. Asta însemnând acea situație. Până în 0+765 avem deja stratul de binder executat, podețele pentru dirijarea apelor există, deci sperăm săptămâna asta să închidem și cu stratul de uzură, urmând să trecem la următorul tronson. Într-adevăr, noi avem contractul până în martie pentru lucrarea respectivă, dar noi terminăm mai înainte de martie. Eu cred că într-o lună de zile vom termina și drumul de centură. Care este valoarea contractului, concret? Valoarea este de 15 milioane de lei. Sunt bani pe credit și pentru că Cernavoda nu mai avea nicio datorie la bănci și noi am putut să luăm creditul acesta, pe care după aceea putem să-l plătim foarte, foarte ușor.